afișat pe ecran aici, Doamne, dă-mi un președinte care să aducă pacea peste America. Acesta e Dumnezeu. Doamne, să fie bucuria noastră și România să o ducem înaintea Domnului. Aleluia! Slavă Domnului! Oamenii cu frică de Dumnezeu. Amen! Că despre vremuri și sărace, zice Domnul pe Duhul Sfânt, eu le-am hotărât și le-am gândit pe toate. Nu vă îngrijorați și nu vă gândiți la lucrurile cum vor fi în viitor. Pentru că eu, Domnul, le-am în pauza mea și eu, Domnul, nu voi îngădui să fie mai rău decât ceea ce eu vreau ca să fie. Pentru că poporul acesta s-a depărtat de mine și s-a îndreptat mai mult spre lume și spre stricăciunea lumii. Deci am să gândesc să treacă pe multe încercări, nu numai ceea ce a fost, ci va veni altă încercare și mai mare decât aceasta care a fost. Și poporul până la urmă va mărturisi că și vor recunoaște că s-au depărtat de mine și se va întoarce multă lume la pocăință și la apropierea de slujire pentru mine, zice Domnul. Pe mana gobe de chere s-a rovent. Es mana sol de gheanta. Amin.